Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia săgetător, astăzi vom face săgetător pentru luna noiembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu săgetător, ce vine către tine în luna noiembrie? Ce ți aduce, cu ce vine această lună? Cu vindecarea, cu deblocarea. Wow, și o mutare, o înțelegere, o magie și o retragere, o solitudine. La capătul setului de cărți, claritate, detalii. În această lună sunteți foarte atenți la tot ce se întâmplă în jurul vostru. Sunteți siguri pe voi, sunteți puternici, sunteți gata de vindecare. Citirea începe cu această înțepenire în această baltă de noroi. Ați stat aici înțepeniți și v-ați retras în solitudine, dar nu ați fost singuri, ați fost ghidat corect. Aici este o păsărică, un prieten apropiat care te ghidează corect și te roagă să te retragi în singurătate și să-ți pui niște întrebări la care să-ți răspunzi. Poate fi copilul tău interior, poate fi o persoană dragă apropiată vouă care vă pune întrebările exacte ca voi să primiți răspunsurile bune, benefice, care să vă ajute să vă vindecați. Aici este vorba despre vindecare, este vorba despre atenție la detalii, atenții la detaliile, acele detalii mărunte care fac diferența în orice situație. Dragilor, aici sunteți ghidați corect de lumina lunii. Aici este o bufniță care îi șoptește acestei zâne faptul că timpul a început să se scurgă, se împuținează. Este momentul ca la sfârșitul acestei clepsidre, când clepsidra se termină, această zână să se vindece de un auci, să se vindece de o durere pe care a tot avut-o și care a ținut-o aici, în acest impas, în această înțepenire. Voi aici ați stagnat, dragilor. Ați stat din cauza unor lucruri care nu au fost foarte clare. Acum aveți claritate asupra tuturor situațiilor din viața voastră. Ați început să vedeți cu ochii minții cam tot ce se întâmplă și ați început să vă detașați de persoane, de lucruri, de idei, de credințe care nu vă mai aduc nimic bun. Și plecați, dragilor, mai departe. Aici aveți mutare. Poate vă mutați într-o altă țară, poate vă mutați într-un alt oraș, poate vă reinventați valorile și credințele. Începeți să vedeți cu alți ochi relațiile, lucrurile, persoanele diferit, gândindu-vă din prisma voastră, punându-vă în papucii celorlalți. E frumos pentru săgetător în această lună. Aici este magicianul înțelept, este un vrăjitor al timpurilor care vindecă. Aici aveți tot vindecare, vindecarea auciului. Vă vindecați, dragilor, sufletul de o greutate mare aici. Da, ați făcut introspecția necesară, v-ați analizat, v-ați autoanalizat, v-ați luat deciziile corecte, v-ați reinventat. Urmează o minune. Sunteți atenți, sunteți clari, aveți clar viziune, sunteți conectați, aveți și o busolă, sunteți ghidați corect, cunoaștere, înțelepciune aveți. Aici sunt niște cărți din care reiese claritatea, vă puneți cap la cap toate ideile. Poate că acest impas, această înțepeneală, acest blocaj pe care voi l-ați avut a fost din cauza unui rege de foc sau pur și simplu v-ați blocat voi din cauza problemelor, din cauza situațiilor, ați ajuns într-un impas. Aici este regele de bâte. Puteți fi voi sau o altă persoană în zodie de foc. Această mutare ați tot amânat-o, această vindecare
Aici este un spânzurat. După cum vedem în această carte, spânzuratul este în culorile toamnei. Exact așa arată acum pădurea, copacii de afară. E momentul să ieșiți din acest blocaj. Ați întors-o pe toate părțile, problema pe care ați avut-o și acum i-ați găsit rezolvarea. Magicianul vine cu judecata, vine cu un nou început de destin. Aici este destinul care își spune cuvântul. E timpul pentru o înnoire, e timpul pentru altceva pentru tine, dragul meu săgetător. Vindecarea vine cu o bucurie. Îți râde sufletul de bucurie după această vindecare. Realizezi că tristețea și supărarea te trag în jos. Te aduc într-o situație în care nu mai vrei să stai, inconfortabilă. Această lună, această lumină a lunii vine cu regina de cupe, cu multă claritate, cu multă empatie, cu multă iubire. Sunteți blânzi față de voi, sunteți persoane benefice, iar această solitudine vine cu un 5 de spade. Ieșiți, dragilor, de aici, v-ați făcut autoanaliza și aceste conflicte, aceste bătălii pe care le-ați dat cu voi s-au încheiat, s-au încetat. Aici aveți un rege de cupe. Veți întâlni o persoană în zodie de apă care vine către voi sau în zodie de pământ. Aveți și regele și regina de cupe aici. Vine un suflet pereche către voi, un suflet care să fie exact așa cum voi vă doriți. În momentul în care ieșiți din această înțepenire, în momentul în care ieșiți din această situație, începe sufletul să vă râdă. La capătul setului de cărți aveți regina de monede. Voi vă îndreptați către o calmitate, o blândețe și o bucurie a sufletului. O relație caldă, stabilă, benefică, abundentă. Dragilor, această persoană în zodie de apă, poate fi și o persoană în zodie de pământ sau de foc, care se îndreaptă către voi, vine cu multă bucurie. Vă scoate din acest conflict mental în care voi ați stat mult timp. Nici poveste n-o să mai fie vechea voastră credință, vechea voastră stare. Aici ați stat mult timp în acest blocaj, această mutare a tot strigat să o faceți, să vă reinventați, voi nu ați vrut, nu ați putut, ați fost constrânși de situații. Acum vine destinul, nu mai aveți cum să vă ascundeți. Aici este vrăjitorul înțelept și judecata de apoi. Este o magie, este un destin pe care îl scrieți acum, o nouă ieră care se deschide în fața voastră și se deschide cu multă bucurie. Vedeți aici, în această carte, este un personaj care merge cu un delfin. Toată lumea aplaudă, toată lumea este încântată, este o bucurie pentru toată lumea, acest nou început care vine în viața voastră. Multă bucurie vine pentru săgetător în luna noiembrie. O bucurie care vă scoate din acest blocaj, din acest impas unde ați stat mult timp, din acest conflict și din această singurătate. Poate ați avut un parteneriat în care, știți cum este acea vorbă, singur în doi, așa v-ați simțit. Chiar dacă ați fost într-o relație, tot singur v-ați simțit. Și ați început să vă puneți întrebări, de ce sunteți într-o relație dacă vă simțiți singuri? Și răspunsul a venit, iar acest magician vindecă durerea, vindecă acest blocaj și vă scoate, vă mută, vă trimite din acest spânzurat. Dragilor, vine o relație frumoasă către voi, un suflet pereche, cum am spus, vine o persoană în zodie de apă către voi sau de pământ, cel mai mult vă drag scorpion sau pești. Acum voi veți ști cum veți recunoaște această persoană. Poate fi și o persoană în zodie de pământ, pentru că la capătul setului de cărți aveți regina de pământ. O persoană care să fie generoasă, ambițioasă, atentă cu voi, o persoană de familie, cum se spune, o persoană bună pe care voi vă doriți și cu care să întemeiați acea familie bună, benefică pe care vă doriți.
este o lună bună pentru săgetător. O reinventare, o lăsare în urmă a blocajelor și mergeți către o bucurie, o vindecare, o bucurie, aici o minune, o magie se întâmplă. La lumina lunii luați o decizie corectă, vă gândiți și aveți un potențial. Această lună vine cu un potențial fantastic, un vulcan care erupe, o idee genială se naște și vă scoate din acest impas. Un ghidaj corect și îți asumi niște riscuri. Poate că până acum nu ai îndrăznit, ai stat aici împotmolit și nu ai îndrăznit. Acum, după cum vedem și în această carte, îți întinzi aripile, îți faci curaj și îți asumi riscuri. Riscul de a fi fericit. Îți asumi un risc și câștigi, pentru că această lună vine cu un potențial mare. Vine cu un suflet pereche, vine cu un destin pe care acum îl începi din nou. E frumoasă luna, fiți foarte atenți, aici aveți claritate și detalii. Fiți atenți la lucrurile mărunte, care, acele bucurii mărunte care vă încântă traiul de zi cu zi. Aici navigați printre stele, îți urmezi visele și visurile și mergi mai departe în credința ta. Mergi către visul tău. Știi că această lună are un potențial mare. Tot ce se întâmplă îți deschide drumurile, întâlnești persoane, situații care să te ajute. Ești atent la detalii, ești bun, ești empatic, ești iubitor, primești la rândul tău această iubire și această compasiune. Acest rege are în mână o cupă plină cu iubire. Este statornic, este empatic și dorește să ofere această cupă cu iubire. Vine în viața voastră acest suflet pereche. Voi mergeți ghidați de intuiția voastră, de visul vostru către această norocoasă. Ți se transmite să-ți urmezi visul, să-ți urmezi visele. Și visurile tale vor deveni realitate navigând corect prin propria viață, printre ghidat corect de lumina astrelor, aici de lumina lunii, aici de lumina stelelor. Este o magie, un ghidaj divin care vine și vă ajută, vă arată potențialul acestei luni. Îți asumi riscuri și mergi către un vis. Vă doresc un noiembrie frumos, bucurați-vă de această iubire care intră în viața voastră, vă îmbrățișez cu multă căldură, vă pup, pa, pa!